În partea asta ieri nu era nimic și astăzi ziduri, vegetație, cineva a făcut multă muncă. Acestea fiind spuse, bine v-am găsit la un nou episod pe Breasla Haiducilor. Sunt foarte curios dacă... Ia uite-l, mă, stai așa. Bă, ce faci aici? Ce faci aici? Oh, șmenică! Ce faci, mă, ce cauți pe aici? Da, păi, ia, am venit să văd dacă o cumpăra cineva morcov de aur și dintr-o dată văd ziduri, vegetație. Îmi place nostru. Detalii. Păi am zis să fie mai frumos zona asta, da. E, arată chiar foarte bine. Era cam sec un pic. S-au făcut ceva vânzări? Dacă ai stat pe aici, ai văzut pe cineva intrând cumpărând? Nu, n-am văzut pe nimeni. Era parcă o vânzări, că m-am uitat mai devreme cum ar fi. A, deci am vânzări. Și era pe aici, pe la ăștia, pe la morcovi. O, super, super. Dar un singur diamant aici, care e faza cu el? Cum întrebam? O, cumpărat cineva când ai pus tu stecurile alea. A, ok. Da. Mă, Darcule, îmi place ce ai făcut pe aici, dar stai să-ți povestesc un pic rapid despre oferta asta. Cumpăr de la puf cu 12 diamante morcovii și i-am pus aici după ce am transformat cu 24. Ah, și vinde cu 24. Exact. Point. Merge. Da, cum? Și ies 6-6 de fiecare, dar dacă tot te-am prins aici, mi-am pus capul de politician. Știi că eu m-am înscris la... Așa. Știi că m-am înscris la... Căpetenia haiducească și vreau să te întreb dacă vrei să mă ajuți, cu ce te pot ajuta eu să mă votez? Depinde cu ce vrei să te ajut acum. Cu un vot? Aia, ăla discutabil. Așa. Și cu ce să mă ajuți pe mine? Bă, n-am așa o vagă idee. Maxim, dacă vrei, să-mi trântești și mie copăcii ăștia așa aici și cu pași de aia frumoși, pentru că n-am inspirație și de-aia. Să rezolv. Te descurci tu să-ți faci pe aici, că da, îți place ție să faci copaci. Da, cum mă descurc, că nu-i problemă cu copăcii pe aici. Mă bucur atunci că, uite, fii atent, pot să zic la... Când ne adunăm să discursuri să astea, pot să zic că tu mă ajuți și facem drumuri și chestii. O să le fac eu, dar zic că ia uite, un exemplu cum a făcut Dar cu vegetație cu astea. Face. Merge. Fii atent, și știi că ziceai tu că vrei să faci ceva cu villager și chestii, când vorbeam noi mai de mult, da? Ah, da, știu. Sunt două variante. Oricum ziceai tu să-ți faci pe casă, pe nu știu ce, cu scar, sau am făcut o trăcie de asta aici. Ok. Cum ar fi? Să pară că intri așa în subteran, în chestii, la casă. Mă, merge. Aici, practic, când apar copaci și asta o să parcă ai ascuns, gen, și nu să cine să umble. Super idee. Pot să fac și prin casă o scară, pot să intru și pe aici, fac două intrări. Da, sau așa. No, bun, acum tot ce mai trebuie să fac e să-i mut villagerii de la Dani, că el a zis că n-are nevoie, și să-i aduc aici. Villagerii din casa aia, nu? Păi da, villagerii din casa aia. Ce, mai erați villageri? Mai erau vreo 20 ceva de villageri, dar i-am cam mătrășit no, mai devreme. Nu cred. Erau 20 de villageri? Da. Era lag! Era da, lag, ce vrei? 20 de villageri îmi trebuiau, 10 clerii, 10 fermieri și terminam treaba. Lasă, Darcule, că e bine, lasă, nu e problemă, să mai întâmplă. Mă duc să vorbesc, fii atent, am o idee. Mă duc să vorbesc cu Panda și propun lui, că am văzut că are acolo 10 clerici, îl mai ajut, mai băgăm 10 fermieri și cred că ne descurcăm. Ok, merge și așa. No, hai că mă duc, aștept să intre Panda și rezolv cu el. Între timp îți respor pe aici și mă ocup eu de copaci. Apreciez ajutorul cu votul. Bine. Dacă îi mai adaugi tu extra niște copaci, vezi. Da, mă descurc eu pe aici, nu-i problemă. Bun, bine. Spor la treabă, să ai, pa. A intrat Panda și am să dau o fugă până la el. Dar înainte vreau să mă joc puțin Dice Dreams. Unde te aștept în echipa Shmenari, cea care are banner albastru cu o hartă. Menționez asta că mai sunt încă două echipe cu același nume aparent. Totuși, lăsând asta, top 3 din echipă pe ziua de miercuri sunt Daniela, Alexandru, David. I-am notat aici și duminică pe live voi alege din cei de pe semne un câștigător care să primească un cont de Minecraft Premium. Pe lângă asta, voi extrage un membru aleatoriu din echipă care să primească și el un cont, așa că downloadează Dice Dreams de pe linkul din descriere și înscrie-te în echipa Shmenari după ce ajungi la al patrulea regat. Iar acesta nu este ultimul concurs, vor mai urma, așa că până atunci, hai să adunăm cât mai multe coroane. Acum gata pauza, merg să văd unde îl găsesc pe Panda. Ei, salut Panda! Oh, Blushman, bine ai venit! Bine te-am găsit, mă bucur că ești aici la bază și nu trebuie să te caut la puf, pe la ferma de gardien, până alte părți, că era dezastru. Ce-i cu vizita asta? Ce-i cu capul ăsta de Brown Panda? Stai, l-am uitat capul, gata, mi-am pus capul de politician, am venit aici să fac campanie. Campanie electorală, a? Da, vreau să fac campanie electorală, vreau... Participând la alegerile pentru căpetenia haiducească,
vreau să aflu și eu ce nevoi au haiducii și cum i-aș putea ajuta. Ah, ok, ok, deci omul potrivit la momentul potrivit, bă, chiar am nevoie de ceva. Ok, ia zi, ia zi. Ia fii atent, dacă vrei să-mi câștigi votul, va trebui să mă ajuți cu ceva puțin practic și mai mult de imaginație. Ia fii atent, vină după mine. Ok, ok, hai să vedem, hai să vedem. Sună complicat, dar cred că o să iasă. Nu-i chiar ca la pufă. Vezi tu dunga asta de dirt path? Da, văd path-ul ăsta, da. Deci eu vreau cumva să-mi definitivez granița. Nu știu din ce să fac eu zidul ăsta aici sau cum să-l fac mai exact. Mă tot chinui de 2 luni de zile. A, vin serios? Cu idei cum să-mi fac eu zona, să-mi împrejmuiesc zona pe unde e ăsta, cum să mă duc, ce gradient să folosesc, în ce să mă duc mai exact, știi? Știi la ce mă gândesc? Mă gândesc că dacă ai făcut în partea asta cu cupru și cu deep slate basalt tuf, să mergi pe aceeași direcție, că ar fi ciudat în partea asta să ai acea combinație și după să te duci, nu știu, pe stone brick cu prismarin și cu altceva. Ok, dar eu normal nu pot să mă duc până jos, știi? Undeva trebuie să mă întâlnesc cu iarba, că nu pot să-l fac drept total. Păi îl faci drept și după aia faci un pic de terraforming să vină... Stai așa, dacă... Ai niște gres? Da, nu, uite, am găsit aici niște dăr, dacă vii... Cum să nu vin, cum să nu vin. Deci poți să, uite, vezi cum ai aici, să zicem. Tu ai făcut pattern-ul până jos, dar da. Astea ies de aici și să zicem că ai, ia uite, să unește așa cu pământul. Înțelegi? Și ok, atunci am înțeles. Te poți folosi de ăsta, dar nu îl duci până jos, îl duci numai, mă rog, îl duci până jos, dar pui dirt ca să-l acopere. Ok, ok, cred că înțeleg, cred că înțeleg. Și atunci pare că zidul e băgat în pământ, deci e ancorat în pământ, dar în același timp mai e și niște dirt care s-au adunat în fața lui, că n-ai cum să faci totul clean. Păi asta și vreau, să nu fie chiar clean, să fie așa puțin messy, ca și cum, bă, s-a mai alunecat pământul una alta, până la urmă e o zonă de deal aici. Păi da, exact, și în unele părți să fie mai înalt, în unele părți poți lăsa așa mai jos, depinde acum. S-ar putea să meargă, sincer, chiar s-ar putea să meargă. Da, cam asta ar fi ideal, ceva altcumva nu cred că ai cum să integrezi. Bă, mulțumesc de idee, o să încerc puțin. Da. Și dacă îmi place, dacă o să am eu grijă acolo la urnă. Păi bun, o să am eu grijă la urnă. Mersi, să mersi. Fie un nume din 8 litere, da, un Blushman. Da, da, da. Bun, acum, gata cu politica, mai vreau să discutăm niște chestii. Ok, stai să-mi pun capul de discuție asta, oh, așa mai frumos. Oh, nice. Băi, fii atent, e Halloween, e octombrie, e spooky season, trebuie să purtăm măști. Perfect atunci. Deci dacă ai nevoie de vreo mască, eu o să le zic la toți, dacă au nevoie de măști pentru luna octombrie, să vină la mine, le dau cu tot dragul. Deci iei chirii sau le dai gratis? Nu, le dau gratis și... Da, le dau gratis, practic, am vreo 2-3 din fiecare. Perfect atunci. Și tu pentru ce ai venit? Doar pentru atâta să-mi cumperi votul? Nu numai pentru atâta. Venisem zilele trecute să spionez și eu un pic villagerii tăi. Ok. Și am văzut că nu ai fermieri și nu ai armurieri și ai doar 10 clerici. Doar 10 clerici? Nu-ți de ajuns? Pentru mine n-ar fi, că am ferma de gold. Și la ferma de gold au făcut puf un sistem care adună rotten flesh. Și am vreo 30 ceva de șulcăre. Bă, cred că se poate rezolva. Depinde cu ce idee ai venit, ce vrei să facem mai exact și cum mă implică pe mine. Deci, inițial mă gândeam să-mi duc eu niște villageri acolo sub magazinul de aur și să fac acolo 10 dăștia, 10 fermieri, iau mere, mă rog, dau rotten flesh pe emeralde și cu emeraldele iau mere. Dar, tu avându-i deja pe băieții ăștia aici și cred că mai ai câțiva prin alte părți, te-aș putea ajuta să facem împreună trading hall-ul ăsta mai mare și să avem tot ce ne trebuie. Ok, bun, am înțeles. Pentru început, mai am aici în pământ. Bine, cred că nu poți să-i vezi, dar dacă săpăm aici câteva blocuri, mai sunt niște villageri cu siguranță. Oh, perfect, perfect. Și dacă vrei să investești aici,
Eu te las cu tot dragul, adică cum vrei tu, construim împreună, construiești tu, construiesc eu și... Na, o să ai acces nelimitat la tot ce e pe aici. Dacă mă gândesc că am putea face, nu știu, să discutăm împreună și ne punem când avem un pic de timp. Și ți-am zis, dacă mă ajuți, ești eu în câștig, ești și tu în câștig. Da, pentru că am nevoie de mulți clerici, în același timp mi-ar trebui vreo 10 fermieri ca să cumpăr mere de la ei și am nevoie de vreo 20 de seturi de armuri de diamant, deci niște armurieri clar trebuie. Ok, bă... Eu mai am, știi că mai am un loc cu trading cu deștea, cu villager și pe acolo am armuri de diamant, armurier, cu seturile alea te pot rezolva eu. Ah, super! Sincer. Tot ce trebuie să faci e să-mi dai materia primă, cum ar fi rotten flash-ul, dau și mă duc și ți le cumpăr eu sau... Păi fii atent, am o idee. Hai să facem înțelegerea un pic afară, că e cam... Cam gălăgie aici, da, știu. Bun. Deci ar fi ideal, stai că e un creeper aici în spate, sau mi s-o ar fi ideal să nu explodăm. Da, gata, l-am omorât, bun. Ar fi ideal pentru mine să te ajut aici și îți dau, nu știu, un 10% din câte emeralde fac cu băieții ăștia la Rotten Flash, ce zici? Merge, și plus ajutorul tău ca să mă ajuți cu designul, cu villagerii, cu toate chestiile astea. Păi și mai ducem încă un rând de clerici. Pe lângă aia mai mergem cu încă 10. Da, și avem. În fața lor 10 fermieri după ăștia 10 masoni. Rezolvăm villageria mea, designul pot să mă ocup eu, tu să mă ajut cu băgatul și setatul de trade-uri. Da, setatul de trade-uri și da, la design cred că am eu ceva scălc ca să-l continuăm tot pe ăsta. Păi da, tot pe ăsta mergem, tot cu lanterne, cu ridicat, cu astea. Îmi place că l-am nimerit printr-un pixel, da. Bun, așa facem atunci. Aia zic. Da, așa facem și da, e o idee, accept investiția. Bun, mă bucur, facem atunci. O să aduc în partea asta sau vii cu mine până la magazinul de aur să ți-l prezint și pe ăla dacă tot și luăm șulcărele. O să merg, dar mai înainte sigur n-ai uitat ceva? Ce anume? Dirt? Auzisem ceva de un vot electoral, ceva cu string, cu ață, nether, gheață. Da, am povestit cu Puf, da, și am zis că o să-l ajut pentru că o spus, bă, uite, eu sunt cam bătrân, am și eu nevoie de o vacanță, tunelul ăla nu-l face nimeni. Și am zis, ok, o să te ajut eu să pun ață pe tot tunelul, dar acum trebuie să fac rost de ață. Da, cred că te pot ajuta eu cu asta. Da, serios? Da, cred că mai ții minte locul ăsta. Da. Parcă am mai fost aici împreună. Da, am mai fost aici împreună, da. Și ia să vedem. Ia, vin un coace. Ok, hai să mergem atunci înăuntru. Nu știu ce are serverul astăzi. Da, să mai întâmplă. Ia, fii atent ce avem noi pe aici. Mamă, stai un pic. Mamă, bă băiatule, câtă lână. Și asta poate fi făcută înapoi în string. Din lână în string. Da, da, ușor. Că avem data pe cola, da. Eu zic că în semnul noi noastre colaborări poți să iei de aici cât string vrei tu. Oh, mamă, vreau, că o să am nevoie de vreo 6.000, 7.000 de bucăți de string. Nu e problemă. Da. Pentru o prietenie de durată și o afacere profitabilă. Da, cum? Și să fie acolo tunelul către Puf făcut ca să putem merge cu barca, că am fost și era să mor de câteva ori. Deci nu vreau. Da, și eu eram căzut pe acolo, pereți, lipsă, chestii, nu e prea plăcut. Da, te înțeleg. No, bun, atunci te las, mă duc și eu să le plimb astea. Bun, atunci, apoi mă duc și eu pe acasă și când te decizi cu ceva nou, știu unde mă găsești. Bun, te anunț. Îmi spui și mie când ne vedem prima dată cum merge. Mă rog, după ce testezi acolo, cum merge cu ideea. Am înțeles. Bun atunci. Da, bun. Zi plăcută să ai. Pa, pa. La fel. Pa, pa. Hai că m-a dus toate șulcărele în partea asta, dar deja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sunt goale. Nu mai au nici măcar o bucată de Rotten Flash înăuntru. Însă, după 8 șulcăre întregi de Rotten Flash folosite pe băieții ăștia 10, am ajuns să am în total, dacă vă transform pe voi în... Bă, nu este... A, uite aici un crafting table. Dacă vă transform în blocuri, 48 de blocuri. Ceea ce înseamnă 10% din 48, hai zicem 5 blocuri de emerald.
sau hai, lasă-i 8 blocuri de emerald lui Panda, exact acolo, și 40 îmi rămân mie. Însă acum, astea 40 le voi folosi cu altă ocazie când aducem aici fermieri și șulcărele trebuie să le las pe undeva. Iar ca să nu pierd șulcărele pe cine știe unde, le voi lăsa în acest double chest din bază, iar acum să mai craftez câte va bine, dacă aș putea să le craftez pe toate, aruncă-le acolo. Atât, așa, încă 15 bucăți, vreau inventare mai mari. Clar, vreau inventare mai mari. Și acum, bam, am aproape un double chest plin de shulker boxuri. Din păcate sau din fericire, nu mai am altele, deci dacă le rezolv pe alea și le pierd sau le las prin alte părți, va trebui să mai dau încă o tură la explorat prin end. Între timp și-au resetat băieții trade-urile, așa că am zis să le mai dau niște rotten flesh. Am reușit undeva la aproape 9 shulkere să golesc pe ei, ceea ce înseamnă că nu mai trebuie să aduc împreună cu Panda aici clerici. Ar merge doar 5 fermieri pe stânga, 5 pe dreapta și am rezolvat pentru morcov de aur plus mere, pe care să le transformăm în mere de aur. Că mai am încă 9 cu 7, încă 16 șulcăre, ceea ce înseamnă că mai fac trade-uri maxim de 2 ori cu ei. Deci 10 sunt mai mulți, sunt mai mult decât suficienți. Acum o să las astea și la capitolul emeralde în zona asta, 54 de blocuri, ceea ce înseamnă că o să-i dau încă 6 blocuri lui Panda, bam, 14 a lui, 48 ale mele. Acum numai să-mi iau itemele, că le las pe toate ca să am spațiu destul în inventar să fac trade-urile rapid, și pe astea 9 le voi duce în double chest. Pot spune că stau foarte bine la capitolul șulcăre, 50 în partea asta, încă 16 acolo pline cu rotten flesh și pe lângă asta mai am vreo 16-18 pe la fermă, așteaptă să fie umplute cu rotten flesh, deci spre 100 de șulcăre să fie acolo. Dar acum vreau să mă ocup de alte lucruri și anume această hartă să o mai măresc puțin. Totuși, dacă vreau voturi și să le pot arăta haiducilor ceea ce am făcut, nu pot lăsa harta la mine la bază, o voi pune exact aici înainte să intre la sala de conferință, nu mai știu cum am numit locul ăsta, dar da, înainte să intre aici la ședință, direct văd harta și atunci, domnule, cine a făcut harta aia? O, Blue muncește, super, hai să votăm un haiduc care chiar face treabă și poate mai conving pe cineva. Plus, dacă zic despre harta asta și nu o văzut-o, pot coborâ să o vadă. Dăm bă înapoi totemul. Atât. Acum am pus bine, da, am pus bine harta aia. Asta vine aici, asta vine aici sus și asta e jos. Mamă, bă, dar arată bine zona lui Domino și pe hartă. Încet, încet prinde viață zona asta. Va prinde viață și acolo mai departe, unde a lucrat Dark, că am văzut de ultima dată, s-o mai pus de treabă, s-o mai pus pe treabă, doar că n-am unde altundeva să pun harta asta și să o măresc mai mult. Eventual, ar fi o idee să le pun pe astea aici și mai dau o tură cu vreo 3 hărți un pic mai spre dreapta. Astea ar trebui să fie ultimele hărți pentru un moment, vine una sus, una pe mijloc și una jos. Mai încet, încet prinde contur întreaga zonă, adică și la Peter, bam, drumuri, vine acolo frumos o construcție nouă, acolo, încet, încet se vor aranja toate. Momentan însă așa răsfirate, dar spre final vor arăta din ce în ce mai bine. Și acum când văd harta, dau seama că am făcut destul de multe în ultimele 4 luni de când am început seria, dar sărim peste asta. Că am rezolvat aici, sunt foarte curios dacă pot să folosesc emeraldele pe care le am să cumpăr cărți cu mending și unbreaking, adică nu cred că se supără Panda, nu? Acum întrebarea este câte cărți trebuie să cumpăr, am aici 9 litre, una în inventar, deci 10 de mending și 10 de unbreaking. O să-mi iau din partea asta emeraldele și mă apuc de trade-uri cu băieții. 10 cărți cu unbreaking 3 bifate, 10 cărți cu mending bifate, acum trebuie doar să le pun pe toate pe elitre, însă dau o tură până la shop-ul de gold, mamă, sunt unecat, plouă, revenind, dau o tură până la shop-ul de gold că mă așteaptă Peter. Ei, salut Peter! Salut, unde erai? Mamă,
Ce șmecherie e asta? A, îți place capul? Da, ce tare arată. Da, mă bucur că îți place. Fii atent, stai așa. Dacă îți place Mamă. Păi și chiar ai putea să-l dai lui Panda. Da, de, cred că de la Panda l-am. Cred că are și el unul, you know? Damn, ia asta cu așa. Puneți-l, puneți-l. Frații Panda. Da. Frații Panda. Schmecher. Băi, vreau să zic și ție, fii atent, că i-am zis și lui Panda, dacă tot îi octombrie, spooky season, să folosim măști de fiecare dată când ne vedem. Sau, mă rog, tot timpul. Bă, da, uite, eu mai am asta. Ah, ok. Îți pot da eu. Le-am zis și lui, dacă aveți nevoie. Am și eu destule, am luat, nu știu dacă le-am aici, stai un pic. Mamă, capul lui Chobi. Te deghizezi. Da, nu, mă fac, mă pot deghiza așa. Stai un pic. Da, să văd. Nu merge, stai două secunde. Stau, așa. Mamă, te camuflezi. Mă duc într-un Ocean Monument și mă camuflez cu Pini Prismarin. Da, stau la shop, că oricum trebuie să-l facă puf și cu... și cu Panda. Da, și vă ascundeți acolo. Bun, te-am chemat că am povestit dimineață cu Dark și mi-au spus, bă, uite, vezi că am vorbit cu Peter, își vrea fierul înapoi și parcă te-ai înțeles cu el că putem să-ți dăm aur în loc, nu? Bă, da, nu știu, oamenii cred că știu că au luat băieții niște fier de la mine. Da. Și am zis, bă, nu mai dați fierul înapoi și nici diamante, că tot am făcut shop-ul acum. Puteți să-mi dați niște gold, acum nu mai știu câte au luat, vreo 3 stack-uri de blocuri sau 4, nu mai știu. Cred că vreo 3 am luat, dar fii atent, îți dau 3,24, așa să fie. Ah, perfect, ia uite, mă doare spatele la te descurci tu cu el. Da, e super atunci, am analizat un pic prețul aici, am spus și eu la oameni că mă uitam așa la gold și că e pont ăsta, dar plus cam... Nu știu, mie îmi place să mai diversific, nu vreau să mă numai morcov de aur. Eu înțeleg că diversifici, dar ție un shulker din ăsta și te ține toată viața. Mai bagi un steak, după aia în timp ce golește astea mai pui acolo vită, pește, știi, și le diversifici după ce se golește. No. Eu mă cred că n-am nicio sursă de mâncare, deci pe efectiv mi-au spurat și oile prin toate părțile și vacile. Deci eu scormonesc chesturile care am nevoie de mâncare. Am înțeles. Sau mă mai duc așa pe când mai amor vreo 2-3 vaci, da, e frumos așa, mă duc pe Elitra, uite, deja Elitra mea mai are un pic și e spartă. A, să sparge? Vrei să-ți dau și eu Elitra spartă, dar cu cărți? Nu, sunt ok, am un shulker plin de Elitre. Și eu, l-am furat ăsta de la Edi, le-am stricat pe toate și acum mi-am luat cărți. Ce ai luat de la Edi? Shulkerul cu Elitre? Doar litrele, 10 litre. Mamă, ți-ai luat stoc acolo să nu știu de ce am luat așa multe litre, dar când am fost atunci eram cu băieții pe Discord și îți dai seama, din vorbă în vorbă, o trecut 3 ore, am zis un shulker. Eu tot dădeam, aveam rachete și ai zis, bă, mă duc, ia uite, un N-City acolo, erau N-City-uri pe ăsta tot, da, înțeleg cum. Bă, da, am prins și un seed bun, că erau foarte multe, unul lângă altul, știi, și era totul, a fost mișto, am găsit relativ ușor. Am înțeles, e bun atunci. Mă bucur totuși că am rezolvat, ți-am dat și noi plata, datoria. În sfârșit, frate, intrați, stați cu datorii la mine. Scuze, mi-au zis doar dimineață și direct te-am chemat, hai să plătesc, să nu rămânem cu datorii. Păi nu poți să dormi noaptea, frate, nu poți să dai click dreapta pe pat că ai datorii la mine. Da, exact. Nu, bun, hai că mă duc la Anvil-uri să enchantez, că shulker-ul ăsta bine, să coste. Spor. No, bun, mersi, zi plăcută, pa, pa. Mă bucur că am scăpat de datoria la Peter și acum termin de enchantat aceste elitre. Măcar sunt foarte folositoare Anvil-urile ce le-am pus aici la primul magazin de armor trimuri și am în total 10 elitre frumos cu unbreaking și mending, n-am nevoie de atâtea. Probabil o să-i dau înapoi lui Eddie 9 dintre ele sau sunt enchantate. Deci îi dau câteva lui Eddie înapoi și restul le păstrez. Acum totuși să merg să le repar.